Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Eu sunt Alexandra Bădoi, gazda dumneavoastră, și vreau să vă împărtășesc bucuria și emoțiile pe care le simt astăzi, mulțumindu-vă că ați ales să petreceți aproximativ o oră alături de noi la evenimentul Derm Live by La Roche-Posay. Se anunță a fi un eveniment plin de discuții și informații extrem de utile pentru noi toți, toți cei care vedem dincolo de pielea noastră, cei care dorim să-i oferim protecție și îngrijire și, nu în ultimul rând, să căutăm soluții pentru o serie de probleme dermatologice cu care o parte din privitorii noștri se confruntă. Nu vreau să dezvălui prea multe detalii, pot doar să vă spun că astăzi, în acest platou, pe lângă experți în dermatologie, psihologie sau somnologie cu care vom avea plăcerea să dialogăm, le vom avea invitate pe sore, cea care ne va împărtăși cum a fost procesul său de 10 ani dintre momentul în care a fost afectată de problemele dermatologice și până când a reușit să le învingă. De asemenea, vom avea invitată pe Adela Popescu, cea care ne va vorbi despre importanța unor soluții pentru tratarea pielii din punctul ei de vedere. Fac o paranteză și vă spun că aici, în platou, păstrăm distanța fizică și respectăm toate normele legale în contextul pandemiei în care ne aflăm. Încă un aspect important pentru voi, cei care ne priviți, începând de acum, în chatul acestei transmisiuni se va desfășura o sesiune live Q&A, unde puteți adresa orice întrebare din sfera dermatologică doriți, iar experții noștri vă vor răspunde rapid, oferindu-vă sfaturi avizate. Așa că nu ezitați să folosiți live chat-ul. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc încă o dată că sunteți prezenți la evenimentul Derm Live și vă propun să începem invitând alături de noi pe Irina Juncu, Marketing Manager la Roche-Posay România. Bună ziua, Irina, și bine ai venit alături de noi! Bună, Alexandra, îmi pare bine să te găsesc și bun găsit tuturor celor care ne urmăresc astăzi! Irina, spune-ne, te rog, care este contextul acestui eveniment și de ce ne aflăm cu toții aici? Într-adevăr, este un setup foarte special. Ne aflăm astăzi aici pentru a explora un subiect de reală importanță pentru La Roche-Posay, și anume impactul subestimat pe care problemele pielii pot avea asupra calității vieții, însă și cum dermatologia poate schimba vieți. Recunosc, sunt emoționată și entuziasmată în același timp să mă aflu aici. Sunt emoționată datorită subiectului despre care vom discuta astăzi alături de invitații noștri. Până la urmă vorbim despre problemele pielii care afectează calitatea vieții. Însă sunt entuziasmată, pentru că vom vorbi și despre soluții, despre soluții reale pentru problemele pielii. Mă bucur că aud despre soluții. Spune-te, rog, care este misiunea voastră celor de la Roche-Posay? Într-adevăr, venim aici cu o misiune. Suntem aici să transmitem un mesaj, să împărtășim o misiune și să creăm un adevărat impact, pentru că acest subiect, această cauză, are nevoie de un impact și consider că împreună putem face un pas mai departe pentru a lupta cu problemele pielii. Însă, din păcate, foarte mulți oameni nu vorbesc despre piele. Pielea este un organ vital până la urmă și ne poate impacta sănătatea, iar problemele legate de piele ar trebui să reprezinte un subiect important de sănătate publică. Un subiect oricum prea puțin discutat. Corect. Și poate vă gândiți, ce impact pot avea problemele pielii asupra sănătății? Așa că vă invit să urmărim împreună mesajul campaniei noastre de brand. Pentru fiecare moment când ți s-a spus că fața ta este neîngrijită, pentru fiecare clipă în care simțeai că pielea ta arde, pentru fiecare persoană care te trata ca și cum ai fi contagios, pentru fiecare noapte nedormită, pentru fiecare cicatrice, pentru fiecare erupție, pentru fiecare refuz de a ceda, pentru fiecare clipă în care ai spus că ești mai mult decât atât, pentru fiecare persoană care nu-și lasă pielea să fie privită cu dispreț. Această luptă este pentru tine. Frumos, emoționant mesajul. Într-adevăr, și deși l-am văzut de foarte multe ori, trezește în mine aceleași emoții, pentru că în spatele acestor imagini este vorba de o poveste reală, de o problemă reală. Peste 1,9 miliarde de oameni la nivel global se confruntă cu probleme ale pielii, fie că vorbim de probleme minore sau probleme severe. Un număr incredibil de mare. Un număr incredibil de mare și statisticile merg mult mai departe de atât. 165 de milioane de copii din întreaga lume se confruntă cu atopie, iar statisticile arată că până în anul 2050, una din două persoane va suferi de alergii. Asta ca să nu mai luăm în calcul și comorbiditățile.
comorbiditățile, adică un termen complicat, știu, și poate prea tehnic, însă comorbiditățile reprezintă riscul crescut de a dezvolta probleme de sănătate atunci când pielea este vulnerabilă. Și ca să fie mai clar conceptul, vin și cu câteva exemple. Persoanele care se confruntă cu pielea cu tendința atopică, spre exemplu, au un risc de 5 ori mai mare de a dezvolta cancer. În timp ce pacienții care au acne prezintă un risc de 46% mai mare de a dezvolta depresii severe. Vezi tu, în ceea ce privește pielea, comorbiditățile pot fi de natură psihologică sau fizică și de aceea este extrem de important să acordăm o atenție deosebită pielii. Dacă vorbim despre copii, cum îi afectează pe aceștia? Mai ales că ulterior în evenimentul nostru vom avea invitată și pe Adela Popescu, care știm foarte bine că are copii și așteaptă un al treilea copil. Într-adevăr, ce familie numeroasă! Însă, așa cum ai spus și tu, impactul nu se rezumă doar la asta. Când vorbim de problemele pielii, impactul se resimte și asupra calității vieții. Și aș vrea să ne întoarcem un pic la statistici. Unul din doi adolescenți care se confruntă cu acnea va prefera să se izoleze, iar acest lucru înseamnă absenteism de la școală, limitarea sau chiar reducerea interacțiunilor sociale. Iar dacă ne referim acum la copii, cei care se confruntă cu atopie, pe lângă eczemele care le creează oricum disconfort și este amplificată senzația de mâncărime, acest lucru afectează și somnul din timpul nopții. Cum afectează? Spre exemplu, un copil care are atopie pierde în medie pe noapte o oră de somn versus un copil sănătos. Iar acest lucru nu afectează doar copilul, ci întreaga familie. Și știm cu toții, o noapte nedormită... Pentru un copil, o noapte nedormită pentru părinți. Corect. Și ziua următoare suntem clar mult mai agitați, mai nervoși, mai lipsiți de concentrare. Însă imaginați-vă că asta trăiesc zi de zi persoanele care au pielea atopică. Și aici sunt doar câteva exemple concrete despre cum problemele pielii pot disturba efectiv ziua și în fond viața. Irina, vină totuși cu soluții, cu vești bune. Vin și cu vești bune, desigur, pentru că atunci când ai problema în minte, reușești să dezvolți și soluții reale. Și în fond, acesta este cel mai bun mod de a inova. Nu inovezi doar de dragul de a inova, ci inovezi cu un scop. De aceea noi, tot timpul la Roche-Posay, spunem că atunci când ne uităm la piele, vedem oameni. De peste 40 de ani avem alături de noi peste 90.000 de medici dermatologi la nivel global, iar scopul este foarte clar, să creăm soluții care schimbă vieți, care răspund nevoilor concrete. Suntem onorați să fim brandul numărul 1 recomandat de medicii dermatologi din România și suntem mândri de parteneriatele puternice pe care le avem împreună cu aceștia în campanii sociale precum Zilele Protecției Solare. Și tot ceea ce întreprindem împreună cu medicii dermatologi este de a merge mai departe, de a împinge dermatologia mai departe, de a împinge știința mai departe și de a dezvolta cele mai bune soluții care să ajute oamenii. Inovația este absolut necesară și reprezintă nucleul nostru. Aș vrea să închei printr-un mesaj foarte, foarte simplu. Astăzi ne aflăm aici cu un scop. Este un moment important și cred cu tărie că împreună putem avea un impact real. Skin is more than skin. Skin is more than skin, acest hashtag, îl puteți folosi și voi dacă vreți să vă împărtășiți poveștile în social media. Într-adevăr, pentru noi pielea este mai mult decât piele, iar noi susținem dermatologia care chiar poate schimba vieți. Irina, îți mulțumim tare mult și vă mulțumim că ne-a ajutat să conștientizăm care este impactul problemelor pielii în viața noastră de zi cu zi. Mulțumim! Mulțumesc și eu! Dragilor, mergem mai departe. Le-am alături de mine pe sore și pe doamna doctor dermatolog Meriam Opaschi. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația să fiți alături de noi. Bun. În minutele următoare vom discuta despre impactul acnei asupra calității vieții. Așa că vă reamintesc, dacă aveți întrebări, adresați-le în live chat-ul nostru. Experții la Roche-Posay vor face tot posibilul să vă dea răspunsurile de care aveți nevoie. Sore, da. Îți mulțumim că ai ales să ne împărtășești despre povestea ta, experiența ta în legătură cu acnea. Îmi face plăcere să știi. Cred că poate inspira multe fete care au fost sau sunt în această situație în care am fost și eu. De când a apărut și cum ai reacționat tu și cei din jurul tău? Uite, eu am fost genul de persoană care n-a avut acnea în adolescență, când te-ai aștepta să apară acnea. Surprinzător, da. M-am întâlnit cu acnea în, să zic, înainte să devin adult, da? Pe la 21 de ani, cred.
Spun sincer, în prima fază n-am tratat așa cu seriozitate. Am crezut că e ceva trecător, că e normal, n-am stresul, poate alimentația greșită, dar uite că problemele au tot continuat. Și îți spun cu mare, mare sinceritate, am trecut prin multe faze. Faza de panică, la început. La început, apoi am căutat răspunsuri în stânga, în dreapta, n-am găsit niciun răspuns, nicio soluție, am ajuns în faza de nepăsare. Am zis, lasă că s-o rezolva dacă nu mă mai gândesc. Da. După care am trecut în faza de abandon, când am zis, nu mai am ce să fac, asta e, asta sunt și trebuie să accept. Și spre final, cred că înainte să abandonez total, am zis, hai că mai fac o încercare și atunci am reușit să ajung în cea mai bună formă a mea posibilă în care sunt și astăzi. Ceea ce e foarte bine. Da. Oricum, tu ești o femeie foarte frumoasă și mereu plină de viață. Și cum te-a afectat pe tine? Cum ți-a afectat starea de bine, încrederea în tine? Deci nu știu, noi ne știm de foarte mult timp, dar nu știu dacă m-ai văzut vreodată în vreo stare deplorabilă, nu cred, nu? Eu te știu la evenimente sau unde te-am văzut eu mereu invitată la emisiuni, mereu radiai. Cu zâmbetul pe buze, radiai, nu? Cu zâmbetul pe buze, sigur. Au fost multe zile în care nu mai aveam zâmbetul pe buze pentru că mi-am dat și eu seama, acnea are forța de a-ți controla creierul și încrederea în sine, pe care o perioadă de timp o cam adunam de pe jos, nu știam de unde s-o găsesc, pentru că indiferent ce mi se spunea în jur, că o să treacă, că voi găsi soluții, că, în momentul în care mă uitam în oglindă și vedeam că orice machiaj aș pune, volumul, n-ai cum să-l ascunzi, durerea, pentru că acnea, pe lângă faptul că ajunge să fie ceva nu foarte plăcut ochiului, dar este și dureroasă dacă acne polichistică, nu? Așa se cheamă? Da. Sau chistică. Așa, nodul ochistică. Ei bine, și ce să zic? Speram să treacă. Dar știi care e partea interesantă? Nu era o problemă constantă. Apărea, se mai stingea, apoi iar apărea. Și, știi cum? De fiecare dată când aveam de făcut un videoclip sau aveam de, nu știu, un eveniment important. Când erai mai stresată? Da, atunci veneau toate peste mine. Și ziceam, dar de ce zilele trecute mi-era pielea bine? Da. În fine, dar după ce am trecut prin toate aceste stări, ce te-a ajutat? M-a ajutat, cred că, perseverența, pentru că deși doream să mă las bătută, totuși ceva mă împingea să merg înainte, poate și pentru că jobul meu este în fața camerelor, este în lumina reflectorilor. Da, și cred că a fost și simțul penibilului și simțul fricii de eșec, pentru că până la urmă oamenii au impresia că dacă tu ai o problemă pe piele, este doar vina ta. Este vina ceea ce mănânci, a ceea ce produse folosești pe față, cum le folosești, etc. Și dacă ceva nu merge bine, este datorită ție. Ceea ce este complet eronat. Da. Este. Chiar aici pot să spun că da. Însă am și studiat foarte mult. În momentul în care am văzut că ceva funcționează, am căutat să aflu de ce funcționează și ce anume îmi face bine, ca să-mi dau seama ce îmi face rău și să evit. Și ce a funcționat la tine? Îi povesteam și doamnei doctor mai devreme, că noi ne-am întâlnit în culise. L-ați înainte? Da, am mai stat un pic de vorbă și i-am spus că trecând prin toate tratamentele complicate și dificile în toți anii, am ajuns la rezultatul conform căruia vitaminele și retinolul au făcut minuni pentru mine. Și după 10 ani, căci s-au făcut 10 ani de când mă lupt cu problema asta, după 10 ani, în sfârșit, țin sub control și... Nu știu, cred că se vede. Nu arată rău, nu? Bine, arată foarte bine tenetul. Foarte bine. Da. Vedem de aici de aproape. Da, da, mulțumesc. E și machiajul, vă dați seama că ajută, că până la urmă machiajul trebuie să sublinieze trăsăturile, nu să te schimbe. Dar da, credeți-mă, au fost perioade în care mă uitam în oglindă machiată și tot nu-mi plăcea. Așa că astăzi sunt mulțumită că există medici buni, că există produse bune care, folosite așa cum trebuie, dau roade. Doamna doctor, cât de multe persoane trăiesc experiențe similare cu cea a lui Sore? Din păcate, extrem de multe. În fiecare zi, cred că 90% din pacienții care se prezintă, în perioada asta cel puțin, de când a început pandemia și de când suntem nevoiți să purtăm aceste măști, 90% sunt cu acne. Cel puțin cei care se prezintă la mine la consultații. Să fie din cauza măștilor sau din ce cauza? E un cumul de factori. Din păcate, vorbim și de stres, vorbim și de mască. Purtatul ei creează un mediu, un climat propice pentru dezvoltarea bacteriilor și pentru a se mulți leziunile de acne. Și cred că și alimentația s-a schimbat foarte mult de când suntem nevoiți să stăm
Suntem sedentari, da. Da, mâncăm multe prostii. Mâncăm foarte multe prostiuțe. Toată lumea a învățat să gătească în pandemie, stăm acasă și experimentăm diverse lucruri și atunci s-au schimbat destul de multe. Cum se manifestă acnea? Păi, cred că întâi de toate trebuie să înțelegem de fapt ce este acnea. Ce este acnea? Da? Așa. În primul rând trebuie să înțelegem că acnea este o afecțiune cronică. Este o afecțiune care se manifestă cu leziuni vizibile, de tip pustule, de tip papule. Aici vorbim despre leziuni roșii, inflamate, sub piele, dureroase. Pot apărea și din acelea cu vârfuleț alb sau pot apărea comedoane, puncte negre și puncte albe. Din ce cauză apare acnea? Îmi spuneați înainte un pic despre punctatul măștii și statul acasă, alimentație. Sunt mai multe cauze. Aici vorbim despre stres, despre alimentație, despre manifestări hormonale care se modifică odată cu înaintarea în vârstă. Vorbim despre posibile afecțiuni de tip sindrom al ovarelor polichistice sau despre diverse alte modificări hormonale. Genetica este foarte importantă. De asemenea, dacă, sore, ai de adăugat, te rog, oricând... Eu ce-mi doresc, cum uite, ca să... Ce anume? Cum este afectată viața de acne? Viața? Măi, până la urmă depinde și de personalitatea ta. Adică dacă ești o persoană luptătoare, încrezătoare, că optimistă, da? De fapt despre asta este vorba, trebuie să existe soluții. Adică medici buni sunt foarte mulți. Important este să ai și noroc, să dai peste un medic care are... răbdare, pentru că, așa cum zici, doamna doctor, văzând atât de mulți pacienți, câteodată sunt convinsă că și medicii mai dau, cum să zic, nu rateu, se mai încurcă un pic, în sensul că eu am trăit-o pe pielea mea. Mie mi-au fost recomandate foarte multe tratamente care nu că m-au ajutat, m-au încurcat. Cred că, din experiența mea cu acnea, mi se pare că este realmente o boală, așa cum și doamna doctor a spus. Este o afecțiune cronică și sunt cazuri unde ne confruntăm cu acnea toată viața. E nevoie de răbdare. Foarte multă răbdare. Apare la vârsta adolescenței și persistă până când suntem adulți. Putem scăpa de acnee? Care ar fi soluțiile? Acnea, în primul rând, trebuie să știm că se tratează în cabinetul medicului dermatolog. Uh-huh. Nu se tratează pe internet, nu se tratează cu tratamente luate de la o prietenă care a fost la o consultație și urmează deja un tratament. Întotdeauna este personalizat, întotdeauna ne interesează istoricul persoanei respective. Analizele. Ca și normal. Analize, sunt foarte multe investigații care trebuie făcute. De multe ori avem nevoie de un consult interdisciplinar și aici mă refer la un medic endocrinolog sau, dacă vorbim despre femeie adultă, medicul ginecolog trebuie să ne ajute ca să identificăm. Să aflăm care e cauza, practic. Exact. Exact. Spuneți-mi, vă rog, cum este încrederea de sine afectată? Un om care are această acnee, cum mai poate după aceea să fie încrezător în aspectul său? Sore. Poate deveni sau redeveni încrezător după ce o rezolvă. Doar atât. Eu asta am învățat. Cumva, sincer o să fiu, ajungi să te minți la un moment dat tu pe tine și să-ți spui, hai că parcă sunt ok și așa, că am o personalitate spumoasă, că am eu alte calități și așa. Da, este o formă de a te proteja și de a-ți da motive să lupți în continuare, să spui că ai și alte calități. Dar sunt convinsă că toate fetele care ne privesc acum, și băieții, pentru că este o problemă des întâlnită și în rândul băieților, îmi vor da dreptate. Nu te simți tu în cea mai bună formă dacă nu ești cu acnea vindecată sau ținută sub control. Aici îți dau dreptate. Oricât încercăm și noi medicii să le spunem că și să-i încurajăm, să-i susținem și să le spunem că la un moment dat o să fie mai bine și că o să vadă rezultate, până nu văd, nu cred. Pentru că, din păcate, acnea este o afecțiune vizibilă. Da? Și mai e o chestie pe care eu am învățat-o cu greu, și anume răbdarea. Răbdare ca tratamentul să funcționeze. Da. Răbdare. Deci după fiecare vizită la medic, la noi medici, speram ca fiecare rețetă pe care o primesc să-mi aducă într-o săptămână rezultate. Nu există miracol, un efect miraculos. Nu există așa ceva. Și uite, mă felicit pentru că medicul la care merg de 2 ani, la prima noastră întâlnire mi-a dat un tratament și după o lună, cred că arătam mai rău ca niciodată. Te-ai speriat? Și m-am speriat foarte tare și mi-am zis, nu mă duc astăzi la programare.
Iar prietena mea, care de altfel ea m-a împins să merg la acest medic, a insistat și mi-a zis, te rog din suflet, mai dă-i o șansă. Și m-am dus. Într-adevăr, ceea ce mi se întâmpla era parte din tratament. Da. Ieșea tot răul la suprafață. E acel fenomen de purging despre care se vorbește în mediul online foarte mult în ultima perioadă. Orice tratament antiacneic, la început, are rolul cumva de a scoate la suprafață leziunile în formare, care sunt la nivelul pielii și le usucă. Și atunci de asta trebuie să avem răbdare, rezultatele încep să se vadă cam după 6 săptămâni de utilizare. Așa spre 3 luni avem un rezultat optim. Este atât de greu să ai răbdare când știi că ai răbdare de mulți ani. Știu. E foarte greu. Care ar fi sfatul vostru, sfatul tău, soare, pentru un tânăr care are problema asta? Să-și facă analizele, toate, așa cum a spus și doamna doctor. Da. Să întâlnească un medic, să găsească un medic, să meargă pe o recomandare, să încerce până simte că este pe aceeași lungime de undă cu medicul respectiv, pentru că asta e o altă paranteză, mi se pare foarte important, să simți că ai o conexiune cu persoana care te tratează și apoi, singure la casă, să-și dea seama la ce nu reacționează pielea bine, pielea proprie, la fel cum și doamna doctor spunea, degeaba le funcționează prietenilor. Pielea noastră este diferită, alergiile sunt diferite, tot, toleranța toată e diferită. Și da, să nu se dea bătut și să nu mai încerce toate cremele aiurea în tramvai, pentru că încercăm pe pielea noastră și pe responsabilitatea noastră, pe consecințele noastre. Mulțumim, soare. Doamna doctor, dumneavoastră ce spuneți? Atunci când nu mai ai nicio speranță, ce poți să faci legată de acne? În primul rând să ne prezentăm la medic cât mai repede cu putință. Când au apărut primele leziuni de acne, atunci să venim și să consultăm un medic. Să nu așteptăm să apară foarte multe, să nu încercăm întâi diverse tratamente auzite pe aici și acolo și să avem răbdare. Să avem răbdare, să avem încredere în medicul la care am mers, să urmăm întru totul tratamentul, pentru că de multe ori se întâmplă, medicul recomandă un tratament și pacienții îl ajustează puțin acasă, nu aplică exact cum am recomandat noi sau nu fac pauză, de exemplu, atunci când spunem că poate să apară, e normal să apară o iritație în timpul tratamentului și atunci trebuie întrerupt puțin și reluat după ce pielea s-a calmat. De multe ori sunt pacienți care insistă, aplică strat după strat și în final se irită foarte tare pielea și îi doresc să se întâmple atunci miracolul. Exact. Să aplicăm tratamentele în cantitatea potrivită și exact cum ne-a îndrumat medicul. A, și aș putea să mai spun și ceva. Te rog. Nu vă mai puneți pastă de dinți pe coșul, vă rog din suflet. O, Doamne, eu aș putea să spun foarte multe. Am făcut și eu asta, este îngrozitor, îți arde pielea, nu ți usucă coșul, îți usucă pielea de tot. Nu umblați la ele, cel mai bine. Da, bine, asta e greu. Da, doctor, știu că și dumneavoastră ați avut acne, așa este? Da. Așa cum este, chiar peste? Asta povesteam mai devreme, că avem cumva e aceeași cauză. Problemele hormonale, aici vorbim la femeia adultă despre sindromul ovarelor polichistice, e o cauză foarte frecventă și de multe ori nu este diagnosticată la timp. Eu de asta încurajez toate tinerele să meargă fie la medic endocrinolog, fie ginecolog și să se lămurească exact despre ce este vorba. La mine cred că a durat 8 ani până mi-a pus cineva diagnosticul corect. Până atunci auzeam tot felul de sfaturi și asta exact ce vorbeam noi mai devreme. Erau multe persoane care îmi spuneau, lasă că o să-ți treacă până te măriți, lasă că o să-ți treacă până când o să faci un copil. N-are nicio legătură. Când vorbim despre o problemă hormonală, când vorbim despre o cauză, cum este asta, de sindrom al ovarelor polichistice, acneea poate să nu treacă niciodată. Deci ea poate să persiste toată viața. O ținem sub control, cumva tratăm simptomele, nu tratăm cauza întru totul. Nu putem să eliminăm această problemă hormonală definitiv. Însă putem să controlăm și leziunile să fie cât mai rare, cât mai puține, dacă ascultăm de medic. Înțeleg oricum că tot procesul e de lungă durată. La dumneavoastră 8 ani, cam așa a durat? Până mi s-a pus diagnosticul. Dar am descoperit-o undeva la 18 ani. Iar deci, la tine, sore, cât a durat procesul? Sunt 10 ani de când am descoperit-o, dar 2 ani de când o țin sub control. Yay! Felicitări, foarte bine! Mulțumim! Eu cred că pot să spun că o țin sub control de când am devenit eu medic dermatolog. Până atunci eram obsedată, mergeam și ceream părerea în stânga și în dreapta și în final m-am decis, oricum știam că îmi doresc să fac medicină și am spus dacă tot mă fac medic să fac dermatologie ca să înțeleg întru totul cu ce se mănâncă această afecțiune. Foarte astfel frumos. Încât acum putem să ajutăm pacienții și din experiență proprie, știm ce înseamnă și ce să le recomandăm și ce nu.
Ce spuneți despre cei care încă au probleme cu încrederea în sine? Consilierea psihologică ajută? Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Consilierea psihologică ajută. Atunci când vorbim despre adolescenți, eu întotdeauna am rugămintea să vină cu părinții la consultație, pentru că vreau să discut și cu părinții de multe ori, pentru că primesc sfaturi acasă, că lasă, că aveam și eu acne la vârsta ta și m-am făcut bine acum, că uite, m-am măritat, sunt mare. Nu așa tratăm acnea, noi trebuie să o tratăm la medic și trebuie să încercăm să oferim tot suportul necesar și consiliere atât acasă cât și de specialitate. Uite, vis-a-vis de adolescenți și părinților, aici cred că ar trebui să fie o activitate împreună, pentru că și mama, care de cele mai multe ori tinde să-și ajute puiul, îl ajută după ureche. Am auzit că cu tare cremă e foarte bună, sau vecina face nu știu ce, și atunci copilul ajunge pe o piele proaspăt cu acne, adică cu acne proaspătă, să încerce tot felul de lucruri care îi dăunează. Și asta știu pentru că asta am făcut și eu. Mm-hmm. Da, pentru că mama mea este o dulceață și la fel, și auzea în stânga și în dreapta și îmi spunea, încearcă așa, așa, așa. Și pe lângă faptul că pielea suferă și poți să-i provoci leziuni grave și înseamnă de lungă durată, adică poate sensibilizează foarte tare. Și e poate iremediabil. Poate fi afectat apoi și psihologic. Exact, pentru că încerci atâtea lucruri și niciunul nu funcționează, mai bine încerci mai puține, le studiezi și ai mai multe șanse și să nu-ți pierzi răbdarea. Și tocmai iată, pentru că acnea poate să influențeze starea de bine, de asemenea încrederea în sine, o avem alături de noi pe doamna psiholog Raluca Anton, prin apel video. Bună ziua, doamna Anton! Ne spuneți, vă rog, care este legătura dintre piele și minte. Servus, Alexandra, mă bucur să fiu alături de tine și de invitații tăi în a discuta un subiect atât de important. În ultimii ani, expunerea imaginii propriei persoane a trecut de la familie, grupul de prieteni, comunitatea destul de restrânsă în care activăm, la un număr sau la opțiunea de a avea un număr atât de mare de persoane care ne privesc, chiar dacă sunt persoane cu care nu interacționăm în mod direct. În plus, deși s-a discutat mult despre aceste lucruri, știm cât de mare impact are perspectiva mediului online asupra imaginii propriei persoane. Cred că de aici și multe dificultăți când vine vorba de identitatea noastră, imaginea de sine și, sigur, toate fiind în strânsă legătură cu aspectul nostru fizic, care, la fel de bine în online, poate fi modificat destul de mult. Iar acum că am spus acest lucru care ține de îmbunătățirile pe care ni le aducem aspectului fizic, cred că este natural să ne gândim că aceste îmbunătățiri nu vin dintr-o mulțumire față de propria persoană, ci din contră, vin din nevoia noastră de a ascunde ceea ce considerăm că ne poate afecta ca imagine în fața celorlalți. Și dacă ne referim specific la acne, studii încă de cu 20 de ani în urmă, dar și studii foarte recente de altfel, analizează relația dintre factorii psihologici și acne. Iar această relație este una de interdependență. Practic, chiar dacă stresul emoțional a fost încă de cu mult timp în urmă suspectat ca fiind un declanșator sau un factor care crește în intensitate puseile acneice, influența acestor factori psihologici asupra severității acnei a fost subestimată. Există multe cercetări care ne scot în evidență impactul acesteia asupra stării emoționale și cele mai frecvente rezultate sunt cele care ne spun că o persoană care suferă de acne are un nivel scăzut al stimei de sine. Putem să ne referim aici și la fobie socială, adică la dificultatea sau poate chiar evitarea contextelor sociale și, sigur, sunt persoane în cazul cărora a fost identificată simptomatologia depresivă. Și mergând mai departe, statisticile sunt destul de îngrijorătoare. Se pare că aproximativ 50% dintre pacienții care suferă de acne se autoizolează. Și că tot am vorbit mai devreme de simptomatologia depresivă, 46% dintre cei care suferă de acne sunt mai predispuși la a dezvolta o depresie majoră față de oamenii care nu au acne. 35,2% au exprimat un sentiment de fatalitate. Deci efectul psihologic al acnei este mult mai puternic decât ne-am imagina. Acesta este comparabil cu condiții patologice precum astmul, epilepsia și cred că a sublinia și a scoate în evidență aceste aspecte este datoria noastră ca specialiști și mai mult decât atât, mă bucură să văd un astfel de eveniment care aduce împreună specialiști din mai multe domenii pentru a scoate în evidență faptul că și intervenția trebuie să fie una holistică. Vă mulțumesc pentru această invitație, vă salut cu drag și să ne auzim cu bine! Mulțumim mult, doamna psiholog Raluca Anton! Vă mulțumesc și vouă și dumneavoastră. Mulțumim și noi. Mulțumim. Ne-am simțit foarte bine. Și eu m-am simțit bine să vă am alături și sunt convinsă că și cei de acasă au fost încântați să asculte sfaturi, sugestii, informații de la voi.
Sperăm să ajungă unde trebuie și să inspire, nu-i așa, doamna doctor? Da, și eu sper să urmeze sfaturile noastre și să se prezinte la medic. Mulțumim mult, noi continuăm! Ne bucurăm să găsim atât de multe soluții la problemele enunțate un pic mai devreme și ne bucurăm că vă avem alături într-un număr atât de mare la acest eveniment online. Vreau să vă reamintesc de live chat-ul acestui stream, unde experții la Roche-Posay vor veni în întâlnirea voastră cu cele mai bune sfaturi și soluții pentru problemele dermatologice. Noi continuăm acum alături de invitatele mele. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Le am aici alături de mine pe doamna psihoterapeut Mona Ciurezu și doamna doctor dermatolog Teodora Predescu. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi. Tema discuției noastre de astăzi este dermatita atopică. Doamna doctor, ce este dermatita atopică? Dermatita atopică este o afecțiune cu evoluție cronică. Incidența ei este de două ori mai mare în țările dezvoltate, afectând aproape 30% dintre copii și 10% dintre adulți. Este o afecțiune benignă, dar a cărei evoluție de lungă durată face ca ea să aibă un puternic impact asupra vieții pacienților. Benignă asta înseamnă? Înseamnă că nu este o afecțiune periculoasă, nu este cancerigenă, da, însă are o evoluție de foarte lungă durată și asta poate să pună probleme atât de tratament cât și de calitatea vieții. Care sunt cauzele dermatitei atopice? Cum apare dermatita atopică? Dermatita atopică, din păcate, nu are o cauză bine determinată, însă în prezent este considerată ca fiind o afecțiune multisistemică, produsă prin interacțiunea dintre predispoziția genetică, 70% din copiii atopici au un istoric familial pozitiv, iar se moștenește. Se moștenește, exact, iar riscul ca un copil să dezvolte dermatita atopică este cu atât mai mare cu cât ambii părinți suferă de această afecțiune. La toate acestea se adaugă și alterarea barierei cutanate. Ce înseamnă asta? Bariera cutanată este învelișul de protecție al pielii noastre. Este formată din lipide și din apă și din primul strat de piele ce poartă numele de strat cornos. În cazul pacientului atopic, vorbim de un deficit al unei molecule ce poartă numele de filagrină, ce va determina deshidratarea pielii și, în final, uscăciunea cutanată caracteristică pacientului atopic. La toate astea se adaugă și interacțiunea cu factorii de mediu. Având o barieră alterată, ea va fi vulnerabilă în fața alergenilor și iritanților din mediu. Și aici ne referim la acarien, de exemplu, sau la praful de casă, la parfumuri, la detergenți. De exemplu, și anumite materiale sintetice pot să provoace leziuni cutanate sau să agraveze dermatita. Să înțeleg că trebuie să nu mai folosim astfel de materiale sintetice, să nu mai folosim astfel de parfumuri? Exact, pe cât posibil da, iar părintelui copilului atopic, noi de obicei încercăm să-i facem un fel de instructaj, astfel încât să încerce să evite o mare parte din factorii ce ar putea să cauzeze leziuni copilului. Apare doar la copii? Debutează în copilărie. În medie, cam în jurul vârstei de 3-6 luni și are un vârf al leziunilor cutanate în jurul vârstei de un an. După vârsta de 5 ani, în general, leziunile devin din ce în ce mai puțin frecvente, iar studiile arată că 90% din pacienții cu vârstă de peste 20 de ani nu vor mai prezenta leziuni acute, ci excepțional vor prezenta probleme de uscăciune a pielii. Deci, în principal, afectează copiii. Exact. Care sunt principalele simptome? Cum ne dăm seama că acei copii au dermatita atopică? Principalele simptome sunt reprezentate de uscăciunea pielii sau xeroză cutanată, de prurit sau o senzație de mâncărime persistentă și foarte greu de controlat și de inflamație, adică pe roșeață, ce poate afecta anumite zone ale corpului în funcție de vârsta pacientului. În cazul pacienților cu vârstă mai mică de 2 ani, acestea în general debutează în zona obrajilor, cu extindere la nivelul coatelor și la nivelul genunchilor pe măsură ce copilul capătă mobilitate, iar în cazul persoanelor mai mari de 2 ani și în cazul adulților, leziunile sunt localizate cu predilecție pe zonele de flexie. Asta înseamnă plica cotului, zona din spatele genunchiului, articulația mâinii sau încheietura gleznei. Doamna doctor, dar se tratează dermatita atopică? Din păcate nu, se ameliorează. Nu este o afecțiune pe care o putem vindeca, însă pe care o putem ține sub control, respectând niște reguli simple. Cum mai exact? În primul rând, tratamentul dermatologic. Acesta este intermitent, este recomandat, bineînțeles, de medicul dermatolog și trebuie efectuat sub strictă supraveghere a acestuia și constă în administrarea sau în aplicarea de dermatocorticoi și de antihistaminice, ce au rolul de a reduce inflamația, de a calma senzația de mâncărime și pe cât posibil să prevenim și suprainfectarea leziunilor, pentru că și suprainfectarea leziunilor reprezintă o problemă serioasă în dermatita atopică. Cum se tratează, doamna doctor, dermatita atopică?
Bun, vorbim aici de tratamentul dermatologic. Acesta este recomandat, bineînțeles, de medicul dermatolog. Este un tratament intermitent ce constă în administrarea de dermatocorticoide și antihistaminice, ce au rolul de a reduce inflamația, de a reduce senzația de mâncărime și de a preveni suprainfecția leziunilor. Vorbim apoi de hidratarea pielii și de crearea unei rutini de îngrijire pentru copil. Aceasta de obicei începe seara cu baia de seară, ce trebuie să dureze maxim 10 minute, se va face cu apă călduță și vor fi folosite produse de îngrijire blânde, ce nu degresează pielea, așa cum sunt produsele de tip sindet. Imediat după duș se recomandă hidratarea intensivă a pielii cu produse de tip cremă sau balsam, ce au rolul de a reface acea barieră cutanată alterată și nu în ultimul rând de a reduce senzația de mâncărime. Nu trebuie să uităm nici de factorii favorizanți, de care menționasem puțin și anterior. Aceștia trebuie preveniți și cum îi putem preveni? Menținând o temperatură sub 23 de grade în camera copilului. Deci e important de știut. Foarte important. Majoritatea părinților au tendința de a ține la temperaturi mai mari, exact, de 23 România, de grade. Așa se practică. Exact, iar transpirația, din păcate, produce iritarea pielii și accentuarea senzației de mâncărime. De asemenea, umiditatea trebuie să fie între 40-60%, tot ce este scăzut sub 30%, din păcate, va determina o deshidratare a pielii și accentuarea senzației de mâncărime. O soluție la îndemâna oricui am foarte, găsit? Exact, foarte simplu, prin utilizarea umidificatoarelor. Okay. Apoi, trebuie să avem grijă ca în contact direct cu pielea copilului să fie bumbac. Atât hainele lui, cât și lenjeria de pat trebuie să fie din materiale naturale, deci, și care să nu irite pielea, da, pe cât posibil. Detergenții trebuie să fie hipoalergenici. Trebuie clătite de două ori atât hainele cât și lenjeria copilului și pe cât posibil să încercăm să evităm balsamul de rufe, pentru că acesta rămâne în țesătură prin transpirație, din păcate poate să ajungă și pe pielea copilului și să producă iritații. Nu trebuie să uităm nici de limitarea senzației sau scărpinatului sau a gratajului și asta o vom face încercând să tăiem cât mai scurt unghiile copilului, dar evident fără să-i facem rău, iar pe de altă parte să nu-i spunem niciodată acestuia să nu se scarpine, pentru că de cele mai multe ori în momentul în care îi spunem că exact, să nu facă, de cele mai multe ori va duce la accentuarea acestei senzații și să evităm stresul, pentru că și în cazul unui copil, oricât de mic ar fi, există din păcate această problemă. Chiar asta voiam să vă întreb, cum afectează viața unui copil și a unui părinte dermatita atopică? Da, din păcate dermatita atopică afectează calitatea vieții atât a copilului cât și a părintelui. În primul rând, afectează calitatea vieții prin simptomele pe care le asociază, iar pruritul sau senzația de mâncărime este principalul simptom. El este și responsabil de crearea unui cerc vicios, copilul va avea senzații de mâncărime, inevitabil, la un moment dat se va scărpina, va altera bariera cutanată, aceasta devine vulnerabilă în fața alergenilor și factorilor favorizanți pe care tocmai am menționat, iar în acest context apare și un dezechilibru imunologic responsabil de producția de citochine, niște molecule inflamatorii. Sunt citochinele? Citochinele sunt niște molecule pe care pielea noastră le produce printr-un proces imunologic foarte complex și care, din păcate, cel puțin în dermatita atopică, stau la baza inflamației, adică a roșeții pe care o vedem pe pielea copilului și la senzația de mâncărime. Din păcate, cu cât copilul se scarpină mai mult, cu atât mâncărimea devine din ce în ce mai puternică. Și din cauza asta, dermatita atopică impactează atât de tare viața pacientului. Și știu că nu se mai pot odihni. Din păcate, da, mulți copii cu dermatita atopică au tulburare de somn. Studiile au arătat că 65% din pacienții atopici fără leziuni cutanate și 85% din cei cu leziuni cutanate vor prezenta o tulburare de somn. Fie că adorm foarte greu, fie că se trezesc de foarte multe ori pe parcursul nopții, din păcate, acești copii pierd în medie cam 1-2 ore de somn pe noapte, lucru ce va impacta și activitățile lor zilnice. Tocmai despre somn și lipsa somnului, vreau să discutăm acum cu doamna psihoterapeut Mona Ciurezu. Ce poate să cauzeze lipsa somnului? În momentul în care nu dormim suficient sau calitatea somnului este afectată, putem să avem risc la nivelul sistemului imunitar și pot să apară diverse probleme, cum ar fi boli de cancer, pot să apară Alzheimer, pot să apară diverse boli cardiovasculare, până vorbim de prediabet sau chiar atac de cord și atac cerebral. Cele mai urâte posibile.
și n-ai zice că poți să ai astfel de probleme dacă nu dormi cum trebuie. Și ce e important să știm este că corpul nostru este minunat, știe ce să facă, știe cum să vindece multe lucruri, însă dacă noi nu îl ajutăm, nu poate să facă aceste lucruri. Și atunci cum putem noi să-l ajutăm? Cum îl ajutăm? În primul rând, trebuie să stăm mult la aer, trebuie să ne expunem la soare, trebuie să mâncăm lucruri calitative, nutriționale, care să ajute corpul și nu în cele din urmă, trebuie să dormim. Și dacă vorbim cât ar trebui să dormim... Cât ar trebui să dormă un adult și un copil? Un adult ar avea nevoie de 7-9 ore de somn, iar copiii, acum vorbim de vârstă, de la 9 până la 20 de ore. În 24 de ore. Deci 20 de ore ca să... Ții minte când eram mic, așa se spunea, dorm ca să crești. Exact. Da, da, da. Și spuneați un pic mai devreme că plimbările în aer liber, joacă în aer liber, ar putea să facă mult bine copiilor și adulților. Da, pentru că și vitamina D este un element important în somn și nu numai. Și atunci e important să vedem, ok, cum putem să ajutăm. Ideea este că în momentul în care noi nu dormim atât cât trebuie cantitativ, dar și calitativ, adică nu trecem prin toate stadiile somnului, atunci toate minunile astea pe care le face corpul nostru respectiv să regleze funcționarea hormonală, să ne spună mănâncă mai mult sau mai puțin, sau să ne spună, ok, acum este momentul să produci celule noi sau este momentul să regenerăm celulele, toate aceste lucruri se întâmplă când noi dormim cum trebuie. Când nu dormim, atunci aceste probleme de care spuneam mai devreme pot să apară. Spuneți ceva despre cele trei stadii de somn. Care sunt cele trei stadii de somn? Sunt de fapt patru. Patru. Există somnul cu vise sau somnul REM, pe care marea majoritate... Ni-l dorim. Ni-l dorim, da. El este cumva mai degrabă spre dimineață cel mai mult, într-o cantitate mai mare. Și celelalte trei stagii ale somnului non-REM, cumva sunt stagii 1, 2, 3. Noi vrem astăzi cumva să vorbim mai mult de al treilea, care este cumva somnul profund. Cum pot părinții să identifice dacă copilul, de exemplu, e în somn profund? Ridică mâna. Așa. Dacă pică bolovan, înseamnă că sunt în somn profund, ceea ce trebuie să ne bucure. Cum îi aducem pe copii să aibă acest somn profund? Dacă noi dorim ca copilul să aibă somn profund, în primul rând trebuie să-l expunem la lumină, trebuie să-l expunem să se joace, să facă multă mișcare și este foarte important să ne asigurăm că evităm anumiți factori inflamatori, pentru că atunci când vorbim, de exemplu, de dermatită, ea poate să fie asociată cu anumite intoleranțe și în cazul intoleranțelor, ca și dermatită, vorbim de citochinele de care vorbea Teodora mai devreme și atunci când citochinele acestea cresc, somnul profund scade și atunci putem să intrăm într-un cerc vicios. Dar să continui cu ce pot părinții să facă să crească această calitate a somnului, în afară de aceste lucruri putem să ne asigurăm că facem un program de somn copilului, pentru că foarte des întâlnesc copilul când e somn doarme. Nu! Nu, unii copii când le somn dorm, într-adevăr, dar din păcate sunt foarte mulți cei care sunt în varianta lor curioși, foarte atenți la ce se întâmplă în jur, ei își ignoră pur și simplu această nevoie și rămân mult mai mult concentrați pe ce se întâmplă în exterior. Când interior corpul zice, băi, eu vreau să dorm, el zice, a, uite ce interesant e acest lucru. Și atunci părintele trebuie să fie gardianul somnului, el trebuie să se asigure că face un program corespunzător copiilor. Și dacă e să vorbesc, pe de-o parte copiii cu dermatită, așa cum spunea, dorm mai puțin, dar ei cumva au și somnul foarte fragmentat. Exact. Și atunci putem să discutăm de mai multe probleme care pot să apară din această cauză. Care ar fi soluțiile pentru un copil care are dermatită atopică să poată să doarmă profund și el? Îmi spuneați de program, care bănuiesc e valabil pentru toți copiii. Deci este valabil de program, dar aș face o precizare că nu toți copiii, adică nu din momentul în care se nasc copiii au nevoie de program, da? Pentru că ceasul nostru biologic se maturizează în doi pași. Primul pas e la 6 săptămâni și atunci copilul face diferența între zi și noapte și atunci noaptea seamănă mai mult cu adultului, primele 3-4 ore sunt vorbind în somn profund. După vârsta de 4 luni se maturizează și ceasul biologic de zi și atunci putem să discutăm
discutăm de program. Exact. Iar când mă întreabă părinții, ok, și eu când să știu, îi fac eu program, îi scot eu un somn, nu îi scot eu un somn, e important cumva să găsim o cale de mijloc. Pe de-o parte să plecăm de la ghidul, să spunem, legat de vârstă, dar pe de altă parte e important să ne luăm și după copil, pentru că ne aducem aminte cum ne puneau bunici, nu, acum tu dormi, pentru că ai 4 ani și se spune că tu trebuie să mai dormi. La prânz neapărat trebuie să dormi. Da, dar trebuie să urmărim copilul. De exemplu, un copil de 4 ani, dacă n-a dormit la prânz și pe seară este super vesel, nu-l mai culcăm la prânz. Înseamnă că nu are nevoie. Exact. Dacă pe după amiază este, vraiște, face un tantrum, nu mai ne înțelegem că acel copil doar se luptă că găsește altceva mai interesant de făcut decât să doarmă. Bun, am înțeles. Programul e musai, cum ar veni. E foarte important. Da. Inclusiv în cazul copiilor care suferă de dermatită atopică. Neapărat. Ce altceva mai putem face pentru acești copii să aibă un somn liniștit? E important, așa cum spunea Teodora, cadrul și mediul în care doarme. Este important să ne asigurăm că este această temperatură 22-23 maxim de grade. Umiditatea este foarte importantă. Copilașii după 6 săptămâni, de exemplu, dacă se uită foarte mult în jur, au nevoie de întuneric la somnul de zi, au nevoie noapte, de exemplu, pentru somn profund, au nevoie de întuneric, adică nu punem o lampă de veche doar ca să vedem copilul, pentru că riscăm să influențăm negativ somnului nocturn. Și este foarte important ce, de exemplu, dacă părintele doarme cu copilul, nu știu, sforăie părintele, s-ar putea inclusiv acest lucru să influențeze calitatea somnului și putem să folosim, nu știu, zgomote albe care să reducă influența celor zgomote albe. Da, okay. Cum ar fi sunetul de aspirator, de fion, ploaie, sunete care sunt monotone, neutre, care, de exemplu, nu recomand muzica, pentru că dacă punem muzică, creierul nostru poate să tindă să urmărească linia melodică și să rămână în somnul superficial. Și eu care credeam că muzica rezolvă totul, nu e așa? Nu. Poate reușește să ne adoarmă, dar riscă să ne mențină în somn profund și superficial și să nu ne lase să intrăm în somn profund. Da, am înțeles. Dar despre părinții care au un copil suferind de dermatită atopică, ce îmi puteți spune? Mai pot ei să aibă un somn liniștit? Din când în când, ca să spunem așa, din păcate părinții care au copii cu dermatită atopică au două probleme din punctul meu de vedere. Pe de-o parte, copilul cu dermatită riscă să se trezească frecvent și atunci, de exemplu, ciclul de somn al copilului este mult mai mic decât ciclul de somn al adultului și atunci, prin fragmentarea asta, poate să apară o problemă. În urma, de exemplu, unui studiu, 90% din când s-au luat adulți care n-aveau copii și le-au fragmentat somnul așa cum este fragmentat al unui proaspăt părinte care se trezește des, 90% din ei au făcut depresie. Și atunci există o mare presiune pe părinte. Această trezire nocturnă poate să afecteze modul în care percepe stresul, resursele pe care le are pentru a gestiona stresul și asta influențează modul în care are grijă de nevoile, inclusiv cele emoționale ale copilului. Pe de altă parte, un copil cu dermatită atopică care are prudi și se scarpină, părintele foarte stresat din acest motiv și atunci are grijă să stea vigilent la orice sunet, să-l prindă de mânuțe, să se asigure că nu se scarpină și atunci calitatea somnului acestuia este deficitară. Da. Practic sunt două planuri despre care îmi spuneați că ar trebui să lucreze și părinții și copiii. Odată să amelioreze dermatita atopică și apoi să-și îmbunătățească somnul. Da, și ce aș mai vrea eu de spus din punctul meu de vedere, este un cerc vicios la copiii cu dermatită, pentru că noi când vorbeam de somnul profund mai devreme și spuneam că el este foarte important, dar în momentul în care, de exemplu, un copil cu dermatită atopică nu intră în somnul profund, somnul profund este cel responsabil, să spunem, de regenerarea celulară și de crearea acelei bariere de care spunea mai devreme Teodora. Și atunci sunt într-un cerc vicios, deci nu dorm, prin urmare bariera aia responsabilă de hidratarea pielii nu mai există, da? Eu nu mai produc și nu mai regenerez acea zonă, da? După care, din cauza acestui lucru, dorm mai prost și uite, așa apare cercul din și care nu scăpăm este... Și nu scăpăm de această boală. Da. Și din ce consider eu este că trebuie să mergem pe ambele părți. Pe de-o parte trebuie să ne asigurăm că reducem zona asta de prurit, astfel încât copilul să poată să doarmă mai bine, dar în paralel să lucrăm și la somnul profund și să încercăm să-l creștem. De altfel, în contextul pandemic în care ne aflăm, cred că somnul ar trebui să fie aliatul nostru, somnul profund.
să ne întărim organismul, nu? Cu siguranță. Acum e puțin mai complicat și la adulții care n-au copii cu dermatită atopică, pentru că cumva anxietățile în această perioadă sunt mai mari și e puțin mai provocator, să spunem. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult pentru informații, chiar au fost de un real folos. Cu ajutorul invitatelor noastre, am aflat ce este dermatita atopică, am aflat cum se manifestă, care ar fi cauzele și, foarte important, cum am putea ameliora această afecțiune. Somnul celor care suferă de dermatita atopică este afectat profund, în special în cazul copiilor, și automat este influențată și calitatea vieții părinților. Doamna psihoterapeut ne-a oferit și câteva tehnici de creștere a somnului profund. Sperăm că toate aceste informații să vă fie utile și vă propun să rămâneți alături de noi și în ultima parte a evenimentului nostru. Pentru cea de-a treia și ultima parte a evenimentului nostru, mă bucur să o am alături de mine pe doamna Anca Jecan, training manager la Roche-Posay. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație! De asemenea, o avem alături de noi prin live video call pe nimeni alta decât Adela Popescu, brand ambasador la Roche-Posay România. Bună, Adela! Bună, mă bucur foarte mult să fiu alături de voi și să putem vorbi despre un subiect important despre care cred că toate mamele la început de drum ar trebui să știe foarte multe. Așa cum știți, am trecut prin două sarcini jumate, acum sunt în luna a șasea, mulțumesc, da, mai puțin, și îmi place așa să mă numesc specialist în începuturi. Mărturisesc că începutul cu primul copil a fost și cel mai complicat, pentru că era teama de necunoscut și pentru că realitatea m-a izbit pur și simplu atunci când am venit cu el acasă. Nimic nu mai avea legătură cu ceea ce îmi proiectasem eu, cu ceea ce văzusem în filme. Adică eu știam că atunci copilul pui în pătuț și doarme. Nu s-a întâmplat deloc așa. Pe lângă toate astea există, desigur, dezechilibre hormonale, femeile sunt anxioase, sunt nedormite, sunt irascibile, fac depresie postnatală. Cei din jur poate că nu știu cum să le ajute, pentru că și ei, săracii, și acum mă refer la tați, sunt la fel de impactați de ceea ce li se întâmplă. Și cumva în tot tabloul acesta, care nu este deloc perfect, dacă mai apare o problemă, cum ar fi dacă bebelușul are o piele cu tendința topică, lucrurile se complică foarte mult. Bebelușul este irascibil, nu doarme la fel de bine, este frustrat și cumva în toată starea asta mamei de anxietate, exact asta, cum să zic, nu are nevoie de așa ceva. Și atunci eu îmi amintesc că așa, printre lacrimi, am avut o săptămână în care îi spuneam soțului meu că eu nu am cum să dorm, pentru că eu dacă dorm, copilul nu va supraviețui. Și să facem cu rândul. Când dorm eu, să stea el, trea să-l privească, pentru că doar așa copilul o să reușească. Și la un moment dat a zis, nu se mai poate, trebuie să sunăm pe doamna doctor și să vedem ce se întâmplă. În urma unui control, desigur, s-a făcut o anamneză cât mai amănunțită și i s-a pus diagnostic bebelușului. El e cu tendința atopică și atunci, cu acest diagnostic, mi s-au recomandat și produsele la Roche-Posay, pentru care ei sunt extrem de recunoscătoare, pentru că ele au devenit așa vedete în familia noastră, le folosim cu toții, însă de atunci lucrurile s-au schimbat. Așa că dacă ar fi să le recomand ceva mămicilor la început de drum, pentru că eu chiar știu extrem de bine prin ce trec, asta ar fi să se informeze din surse sigure, neapărat să vorbească cu un medic, și în urma diagnosticului să folosească produsele potrivite, în cazul nostru la Roche-Posay. Totul s-a schimbat de atunci. Mărturisesc, la Andrei nu am avut această problemă, dar am continuat oricum, le-am folosit preventiv și oricum le folosim pentru îmbăiere pur și simplu, pentru masaj pur și simplu. Adică, da, nu știu, mă trezesc vorbind în calitate de mămică, nu în calitate de brand ambasador la Roche-Posay, dar satisfacția este aceeași și mă bucur mult de tot că există astfel de momente, astfel de contexte în care mamele pot evita neplăceri pe care începuturile pot să le aducă în viața lor, care trebuie să fie, chiar trebuie să fie o perioadă minunată. Și așadar am împărtășit puțin din experiența mea, am vorbit în calitate de mamă, însă eu cred că ar trebui să dau cuvântul unui om care chiar are expertiză în domeniu, așa că aș vrea să aud părerea Ancăi Jecan.
Mulțumesc, Adela, mulțumesc că mi-ai pasat legătura și mi-ai ridicat cumva mingea la plasă. Este foarte important să știm că, sau să reamintim că pielea este cel mai mare organ vital și că este interfață între exteriorul și interiorul corpului nostru, ceea ce face să fim tot timpul, sau să fie nevoia să fim tot timpul cu ochii pe pielea noastră. Ori de câte ori putem să o facem, să ne autoevaluăm și să ne studiem pielea, pentru că ea ne va indica întotdeauna dacă ceva este normal sau anormal cu noi. Știm foarte bine că pielea nu numai că este cel mai mare organ al nostru, dar are și o sumedenie de funcții care nu-și găsesc pauză în decursul unei zile, în decursul a 24 de ore. Deci este cu atât mai important să o urmărim și să fim cu ochii pe ea, dacă putem spune așa. Din fericire, foarte multe soluții putem să găsim pentru foarte multele patologii cutanate care apar la nivelul pielii. Și mă bucur să fiu aici alături de voi și să confirm că laboratoarele la Roche-Posay au foarte mulți ani de expertiză, de studii clinice, cu adevărate echipe de medici, de specialiști, de cercetători, care își aduc prin osul ca toate studiile clinice și toate brevetele pe care laboratoarele la Roche-Posay le au în spate să fie practic fundamentul pe care toate produsele care poartă această semnătură să fie adevărate ajutoare și suport de tratament pentru pacienții noștri. Ești viitoare mămică pentru al treilea copil, deci este foarte important să reamintim pentru toate mămicile că o parte care este foarte bine luat în studiu acum de către oamenii de știință, un termen pe care îl auzim tot mai des în media sau în toate documentațiile științifice, este microbiomul. Laboratoarele la Roche-Posay sunt... Haideți să explicăm ce este microbiomul pentru cine nu știe. Sigur că da. Microbiomul este cunoscut în lumea medicală ca fiind totalitatea microorganismelor care sunt prezente atât în interiorul organismului nostru, cât și pe pielea noastră. Dacă vorbim de aceste microorganisme care sunt situate pe pielea noastră, ne referim la microbiomul cutanat. La Roche-Posay sunt laboratoarele care au expertiză de peste 11 ani de zile în acest domeniu și ne mândrim cu acest lucru pentru că foarte multe brevete, cum spuneau, stau la baza formulării produselor noastre. Sunt foarte multe microorganisme care conviețuiesc cu noi. Doar ca să vă faceți o idee, avem 1 miliard de microorganisme pe centimetru pătrat de piele. Ceea ce, ceea ce face să avem o greutate cu 2 kg mai mult, dacă ar fi cumva să însumăm aceste microorganisme care constituie microbiomul nostru. Doamna Anca Jecan, ce ne puteți recomanda dumneavoastră pentru a trata problemele pielii? Ne-ați zis deja o parte din ce a făcut la Roche-Posay până acum pentru dermatologie și pentru a oferi soluții. Ce ne recomandați pentru a îngriji pielea, pentru a o menține sănătoasă? Sigur că da. Dacă ar fi să vorbesc, eu aș vorbi 24 de ore non-stop, pentru că aș avea multe lucruri să vă spun. Sunteți avizată în domeniu. Sunt avizată în domeniu, dar vreau să continui ideea de microbiom, pentru că este un lucru esențial de la care pornesc toate schemele de tratament, toate rapoartele pe care medicii dermatologi le stabilesc atunci când au în față un pacient cu anumită patologie cutanată. Acest microbiom reprezintă practic punctul de pornire al multor patologii. Se spune și lumea științifică a ajuns în momentul de față la un rezultat, să zicem, final, în care se spune că un microbiom cutanat echilibrat este egal cu o sănătate și o imunitate ridicată a pielii noastre. Ce înseamnă un microbiom cutanat echilibrat? Toate aceste microorganisme cu care noi conviețuim și care poate pentru foarte mulți ar fi cumva înfricoșător, că spunem microorganisme care conviețuiesc cu noi, dar noi trebuie să le vedem ca pe un aliat al nostru. Soluții avem la îndemână. La Roche-Posay este un brand cunoscut și foarte bine recomandat de către medicii dermatologi din întreaga lume. Suntem numărul 1 în recomandare pentru foarte multe game ale brandului la Roche-Posay și ne mândrim cu acest lucru pentru că avem și foarte multe brevete care ne susțin partea științifică și formulările produselor noastre.
Mulțumim foarte mult, doamna Anca Jecan, pentru toate informațiile oferite și acum am înțeles foarte bine care e importanța microbiomului. Adela, îți mulțumim foarte mult pentru prezență. Ești ca o primăvară, am ținut neapărat să menționez, pentru că radiezi pur și simplu. Dorm! Să știi că dorm, așa arată o mămică care doarme. O să arăt niște poze cu mine că nu dormeam. Chiar asta voiam să te rog dacă poți să ne dai câteva sugestii, ca de la mămică la mămică sau la o viitoare mămică, să spună pentru cele care ne urmăresc, cum pot să aibă ele grijă și de tenul lor, dar și de pielea copiilor lor. Am extras acum o idee pe care cumva niciodată n-am înțeles-o pe deplin și e cumva pentru prima oară când înțeleg că putem avea grijă de sănătatea noastră începând de la exterior. Exact. Cumva până acum formularea era ai grijă de sănătatea ta începând cu interiorul tău, ceea ce nu se exclude de sigur. Dar acum s-a schimbat puțin formularea și percepția și mi se pare foarte interesant că s-a spus asta și că s-a specificat. Până la urmă și să găsești un medic potrivit și să găsești produsele potrivite și să te informezi din surse sigure ține cumva tot de un soi de echilibru. Așa că dacă ar fi să le recomand ceva mămicilor la început de drum, ar fi ca înainte să devină mămici, să investească mult în cine sunt ele. Pentru că doar așa pot trece prin această experiență cu bine. O mămică care are înainte de a fi, o mămică care înainte de a fi mamă este anxioasă, are tot felul de temeri, nu știe cine e, e debusolată, e puțin probabil ca ea să devină o mămică echilibrată și să depășească cu bine acea perioadă a începutului despre care am făcut referire la început. Așadar, asta le-aș sfătui pe fete, înainte să-și dorească să devină mame, să investească în ele și în echilibrul lor. Pentru că doar așa pot să ia deciziile corecte în ceea ce privește sănătatea lor și a copiilor lor. Un copil fericit are nevoie de o mamă fericită și echilibrată. Mulțumim tare mult, foarte frumos spus, Adela. Sarcină ușoară și să ne auzim, să ne vedem cu bine. Mulțumesc mult, vă pup, mulțumesc, vă pup. Doamna Anca, dacă mai vreți să completați ceva. Sigur că da, pentru că Adela este în prag să devină mămică pentru a treia oară. I-aș reaminti că ideea de microbiom trebuie să o aibă în vedere încă din prima secundă în care își va naște copilașul. Știi că în uter se spune că fetusul trăiește într-un mediu perfect steril, deci practic colonizarea și construcția acestui microbiom începe în secunda imediat următoare cum copilul se naște. Este foarte important să ai grijă și să-ți susții copilul să-și construiască acest microbiom încă de când se naște. E foarte important să ai grijă să îți păstrezi o conduită și o schemă de îngrijire a copilașului cu produse care sunt destinate pielii sensibile. N-avem dubii în sensul ăsta, gata. Chitul e pregătit. Ereditatea își va păstra, să știi, continuitatea, deci trebuie să fii pregătită și să ai grijă de la început cum îți îngrijești și noul născut. Și pentru că mă întrebai, Alexandra, mai devreme, ce aș putea eu să recomand pentru îngrijirea pielii noastre, este din fericire un moment în care pot să susțin că avem foarte multe produse care au fost gândite, au fost formulate în funcție de diferitele nevoi ale pielii noastre. S-a dovedit că un microbiom este implicat, microbiomul cutanat este implicat în acnee, este implicat în atopie, în psoriazis, în rozacee. Deci faptul că produsele din cadrul gamelor noastre pot să ne ajute este foarte important. Lipicarul, de exemplu, îl recomandăm în toate problemele atopice. Lipicarul balsam, sindetul, sunt produse care n-ar trebui să lipsească din casa unde, să zicem, sunt probleme cu piele uscată, cu piele atopică. Tolerianul este un brand foarte cunoscut și foarte recomandat de către medicii dermatologi în situațiile în care avem sensibilitate cutanată sau rozacee, cuperoză și manifestări de genul. Dacă avem probleme de deteriorări ale pielii, avem la îndemână gama Cicaplast, iarăși o gamă arhicunoscută, arhirecomandată de către medicii dermatologi și care este un panaceu de îngrijire și de vindecare, de regenerare celulară pentru orice membru din familie.
Efaclarul este o gamă pe care o recomandăm în acne, iarăși o patologie unde disbioza, unde dezechilibrul microbiomului cutanat își pune amprenta și din fericire aici avem și inteligența artificială care ne ajută. Avem acel mecanism tehnologic și digital care ne ajută cu ajutorul telefonului să facem 3 fotografii și pacientul își poate determina statusul acnei. Deci avem foarte mulți piloni de îngrijire, foarte multe produse și nu aș vrea să închei sau să fie pe ultimul lucru, pe ultimul loc al discuției noastre, gama Antelios, o gamă destinată exclusiv protecției solare. Deci, încă o atenționare pentru toată lumea, razele ultraviolete sunt iubite de către noi, dar... Nu și de către piele. Nu și de către piele. Absolut. Doamna Anca Jecan, vă mulțumesc foarte mult. Adela Popescu, îți mulțumim încă o dată pentru prezența ta în emisiune. Vă mulțumim amândurora doamnelor pentru soluțiile oferite și sfaturile oferite. Cu mare drag. Să aveți o primăvară cu sănătate și cu frumusețe, atât interioară cât și exterioară. Și cu microbiom echilibrat. Așa să fie. Dragii mei, evenimentul Derm Live by La Roche-Posay se apropie de sfârșit. Încă de la început, Irina Juncu, marketing manager la Roche-Posay, ne-a vorbit despre impactul subestimat pe care problemele pielii îl pot avea asupra calității vieții și cum dermatologia poate schimba vieți. Apoi, alături de sore, doamna dermatolog Meriam Opaschi și doamna psiholog Raluca Anton, am discutat despre problemele cauzate de acnee, despre efectele acestei boli asupra încrederii în sine, dar am descoperit că există și soluții dermatologice cu rezultate reale. Am dezvoltat apoi și subiectul dermatita atopică. Am aflat informații importante despre cauzele acestei afecțiuni, simptomele și impactul asupra calității vieții. Doamna psihoterapeut Mona Ciurezu și doamna doctor dermatolog Teodora Predescu ne-au oferit tehnici și principii de tratament eficiente în cazul dermatitei atopice. Iar în ultima parte a evenimentului nostru, Adela Popescu și doamna Anca Jecan ne-au împărtășit care sunt soluțiile găsite de ele pentru îngrijirea și tratarea pielii. Vă mulțumim tuturor că ați fost în număr mare alături de noi pe toate platformele pe care s-a difuzat acest eveniment. Sperăm că ați putut identifica soluții în zonele dumneavoastră de interes, atât de la doamnele care au fost alături de noi în platou sau prin videocall, cât și cu ajutorul live chat-ului, unde experții noștri au venit în întâmpinarea problemelor dumneavoastră cu soluții cât mai eficiente. Vă încurajăm să rămâneți aproape de la Roche-Posay, pentru că mai sunt multe lucruri interesante pe care să se întâmple. Mulțumim încă o dată, sănătate și toate cele bune!